Doamna Maria, haideți să discutăm despre trecutul dumneavoastră și cum vă par amintirile, dacă să facem o comparație, cu ceea ce ați trăit cândva și ceea ce este acum. Ați lucrat câți ani ca și profesoară? Ca profesor am lucrat 10 ani. După 10 ani de lucru, m-am dus la lucru la primărie ca secretară. Fiindcă la școală nu prea aveam eu de lucru. Când am venit după institut, eu am terminat Institutul Pedagogic Aleco Rusu din Bălți, căsătorindu-mă soțul fiind de aici din Sămășcani, am venit aici, clar. Și erau tocmai 6 profesori de matematică. Și am fost primită nu chiar binevoitor. Am fost numită chiar în primul an de cum am venit aici la lucru, am fost numită director de școală. Și clar că pedagogii care activau acum la școala asta mă cam invidiau că îndată după studii și director. Ei, și n-a avut cine mă susține din partea rudelor, din partea soțului, nici el nu m-a susținut și am refuzat mai departe să lucrez ca director. Dar câți ani ați lucrat ca și director? Un singur an am lucrat numai, da. După aia, ore de matematică nu prea aveam, dacă erau mulți pedagogi de matematică. Soțul mi-a dat orele lui, că el vinise cu un an mai înainte, a terminat tot facultatea de matematică. Și el rămăsese fără ore. Ba, i s-a dat tractorul, ba, i s-a dat educație fizică, așa. Și am fost foarte bucuroasă când în 81 vine domnul Bordeniuc, Vasile Ivanovici, atunci îi spuneam așa, și îmi propune ca să mă duc secretară să lucrez la primărie. Îndată am și acceptat că altă alegere nu aveam. Eu am iubit foarte mult copiii, eu mult am tânjit după școală. Eu dacă mă duceam la 1 septembrie când se deschide școala, când vin copiii la școală, atunci eu eram bolnav o săptămână. Dar totuși la primărie mi-am împlinit inima că avem de lucru cu oamenii. Și îi tratam pe toți tot una, nu obișnuiam pe nimeni, căutam să le intru la toți în voie. Și am lucrat la primărie 18 ani. Ca secretară. Nu făceam alegeri dintre cei mai avuți, dintre cei mai săraci, chiar și cei care aveau probleme cu legea, tot îi tratam ca pe niște oameni, fiindcă toți erau oameni pentru mine. Cum ați fost primit aici la primărie, dacă spuneți că atunci la școală cumva nu erau cei mai buni ochi colegii dumneavoastră, cum totuși v-au primit la primărie? La primărie m-au primit foarte binevoitor. Ne împăcam foarte bine cu primarul și cu lucrătorii primăriei. Noi n-am avut certuri niciodată. Domnul Bordeniuc, așa îmi spunea deseori, zice, dacă ceva nu înțelegeți, mă întrebați. Dacă nu reușiți, vă ajut. Și în felul ăsta am lucrat mulți ani. Pe urmă, a venit ultimul, am lucrat cu Bolocan ca primar. Și era unită primăria satul Sămășcani și cu Fuzovca într-o primărie. Și trebuia să mă duc și la Fuzovca în toată ziua și mă duceam pe jos și veneam pe jos și nu mai puteam. Și am lăsat lucru de la primărie, am scris cereri de eliberare și m-am eliberat. Ca să mă întorc înapoi la școală, n-am avut posibilitate, că nu mai erau ore, clase mai puține. Și eu am făcut întrerupere mare în profesie și iată, ieșând la pensie, am prășit pe toate dealurile Sămășcanului. Avem terenuri ca grădini, de la soacra, de la o mătușă, cota învățătorilor. Și din 99, de când am ieșit și până în prezent, nu mai las sapă și hârlețul din mână. Îmi place să fac lucrul ăsta. Când ați vede dumneavoastră primăvară și grădină frumoasă am eu, ca o floare. Așa cum nu pot și de pe an ce trece, înaintăm în vârstă, puterile scad, dar n-avem ce face. Copiii nu i-am aproape pe nimeni,
Dacă anii din urmă lucram terenurile astea, avem porumb, creștem păsări și pentru ou și pentru carne, nu simțeam că pensia e mică și nu mi-ajunge. Eu avem de toate din grădină, toate zarzavaturile și încă mai făceam și conservături în beci și cartofi și ceapă, absolut de toate, nu duceam lipsă de nimic. La piață mai că nu cumpăram nimic. Acum, atâtea s-au scumpit, s-au majorat prețurile și la ulei și la medicamente. Clar că de acum, dacă înaintăm în ani și bolile se agravează și ne trebuie medicamente. Încă, cum să vă spun, astă toamnă nici n-am dovedit să prelucrez bine terenul de lângă casă, că ne-am îmbolnăvit ambii de COVID. Am avut noroc de doamna Larisa Lupan, când ne-a tratat în staționar. Ne-a salvat viața, pot să spun că eu am fost foarte grav bolnavă. Și atât ne-a salvat că ne-am tratat staționar și n-am cheltuit bani pentru medicamente. Să fi fost cazul să ne tratăm acasă, avem să cheltuim foarte mult. Încă și așa, după recuperare, undeva 3.000 de lei i-am cheltuit. Noi primim pensia cu soțul 3.600. Dacă înainte ne părea că ne ajung banii, acum abia de ajungem de la o lună la alta. Iată, acum, în primăvară, trebuie să prelucrăm loturile, măcar ne ținem de un singur lot, celelalte le-am lăsat și stau pârlogi. Plătim tractoristului pentru lucrările agricole pe datorie. Deci, te rog, mă aștept până la pensia următoare și mă răsplătesc. Iată, în așa fel, s-a îngreunat mult viața noastră acum. Câți ani ați muncit după ce... Dumneavoastră spuneți că ați muncit 18 ani ca și secretar la primărie, apoi v-ați întors, ați revenit iarăși la școală, da? Nu. N-ați revenit la școală? Nu, am rămas acasă, vă spun. Totuși ați dedicat satului, comunității Samașcani, ați dedicat 28 de ani de activitate, 10 în școală ca și profesor, 18 ca și secretar. Sunt ani bunicei în care v-ați dedicat acestui sat, fiind profesoară, fiind ca și secretar, unde ați interacționat cu toată lumea din localitate. Cum vă pare? Este o atitudine normală atunci când ați ajuns la vârsta de pensionare? Ați spus că vă vine greu și cu această pensie care este foarte mică pentru doi profesori, pentru că și soțul, este mică pensia. Vă descurcați greu, dar credeți că are o atitudine bună și statul, dar și satul față de dumneavoastră? Cum ați vrea să se schimbe lucrurile? Iată vă spun, în 2019, la 1 octombrie, în total sărbătorește ziua oamenilor solitari, așa, bătrânilor peste vârsta de 75 de ani solitari. La primărie erau invitați pensionarii luând de la 70 în sus. Și în 19, împlinind și eu 70 de ani, am fost invitat și eu. Eu vă spun, am văzut pensionarii adunați, foarte, foarte necăjiți, îmbătrâniți, în cârje s-au prezentat, fiindcă primăria le organiza o masă și le dădea câte 100 de lei, atât, la fiecare. Și eu atunci am rămas atât de amărâtă pe suflet, că uite cum îmbătrânesc oamenii și cine are grijă de ei, parlamentarii, guvernanții, să gândesc la viața noastră, cum o ducem noi. Sunt oameni care au lucrat pe câmpurile de tutun, care au clasat frunzele în uscătorie de tutun, de înghețau picioarele până când amorțeau și mai departe lucrau. Femeile de la ferma de vite mari cornute lingheța, se întăreau cizmele pe picioare, venind acasă, trebuia să le încălzească la gura sobii ca să le poată descălza. Știți, iată, nu pot să vă povestesc ce am simțit eu atunci când am văzut lumea asta atât de năcăjită. Eu le știam problemele, fiind ca secretară, pregătind ședințele Consiliului, mă duceam pe la sectoarele toate atunci și le știam problemele. Atunci lumea era altfel, mai vesel, mai cu toate greutățile. Acum, parcă nici nu vor să vorbească, parcă s-au săturat de viața asta grea pe care o duc.
chiar dacă au copii în sat careva din bătrâni, ce pot să le ajute? Vin să le ajut ceva la gospodărie, dar financiar nu-i pot ajuta, că ei nu lucrează. Cum și eu, copiii nu mă pot ajuta financiar, că au și ei dificultăți financiare. Și iată... Când vorbim de atunci și acum, credeți că numai partea financiară a schimbat și a făcut această schimbare cu oamenii? Cei de atunci și ăștia de acum. Dumneavoastră știți că cândva așa cum erau, da, și acum i-ați întâlnit într-o ipostază total diferită. Credeți că finanțele au schimbat? Nu numai finanțele. Nu numai finanțele. Și politica din țară. Și mai ascultăm radio, privim televizorul și vedem ce se face la noi în țară, cât se fură, cum se luptă pentru fotolii. Și asta acționează, știți, negativ asupra psihicului nostru. Chiar eu mă simt parcă dezorientată, mă gândesc ce o să mai fie cu țărișoara noastră dacă așa atârnare au guvernanții față de populație, față de oamenii noștri, și situația pandemică, și situația economică, și situația atât, știți, încă, și să vă mai spun, avem un primar foarte gospodar. Ne-a deschis o piață în sat. Și măcar atâta, când ne ducem la piața asta și nu ne înghesuim în transportul public și nu venim cu sacoșele, ei, dar de grabă nici la piața asta nu ne vom duce, că nu avem surse financiare pe ce cumpăra. Și mănâncă oamenii ceea ce au în grădină crescut. Și vă spun, sunt rezervați, sunt nervoși, sunt nu sunt dispuși pentru a sta de vorbă cu cineva. Eu mai înainte, dacă ieșeam în sat, mă întâlnim cu vreun bătrân și ce mai faceți, cum mai trăiți, și eu tot așa. Acum, parcă nici nu ne vedem unul pe altul, nu ne observăm. Aici tineri au devenit mai egoiști, mai distanțați de noi, de bătrâni. S-a schimbat mult și mentalitatea oamenilor de cum știu că era înainte. Dumneavoastră, având o pensie atât de mică, cum vă descurcați? Mai ales că spuneți că nici ceea ce ați putut cultiva sau produce dumneavoastră în gospodăria dumneavoastră acum nu vă mai reușește. Atunci cum vă descurcați cu acest venit în familie de 3600 de lei? Mâncăm ceea ce avem. Fasole, cartofi, murătură, avem câteva găini și mai tăiem din când în când câte o găină. Vă spun, noi de acum carne și pește ne facem a uita de carne și de pește, nu mai cumpărăm. Și iată, trăim cu ceea ce avem. Credeți că este drept atitudinea autorităților față de dumneavoastră ca și pensionar sau de toată lumea? Ați muncit atâția ani și acum v-ați pomenit cu o pensie mizeră. Într-adevăr, e o pensie mizeră, nu numai la mine, la toți pensionarii, că eu îi cunosc din sat care și cât primesc pensia și sunt oamenii obișnuiți că nu are statul grijă de pensionari. Cu cât se va mări pensia acum, de astăzi? Cu 30 de lei la mie? Ce faci cu 30 de lei? Dacă eu am 1800 și mai adaug acolo un 60 de lei, ce pot face? Cumpăr 2 litri de ulei? E foarte greu. Trebuie să gândească, să ne mărească cumva pensiile. Ajutoare? Ce ajutoare putem să primim? Ne dă acei 500 de lei pentru procurarea lemnelor de foc. Acum un metru sterii de lemne costă 650-700. Înseamnă că de pe cei 500 de lei eu mă încălzesc 2 săptămâni, nu mai mult. Și târâi cu spatele, femeile, bătrânelele, câte un copac de unde se mai răstoarnă, de unde mai acasă să aibă ce face focul. Sperați la mai bine, doamna Marie? N-am pierdut speranța, sper la mai bine. Cred că dacă o să fie alegeri parlamentare, dacă o să liniștească politicienii și au să înțeleagă ei, ca să lucreze
și guvernul, și parlamentul, și președinția, atunci cred că o să se clarifice, o să stăi viața mai bună, oleacă. Ce sfaturi ați dat dumneavoastră acum la tânăra generație și mai ales la cei care muncesc, care activează ca și profesori în școli? Eu cred că cunoașteți care este situația acum și în școli, care sunt cerințele profesorilor, obligațiunile. Ce le-ați dorit dumneavoastră? Să vorbim așa, profesorii nu sunt remunerați după munca pe care o depun. Ei primesc un salariu mic. Ar trebui să li se mărească salariul, să-i motiveze ca să poată duce munca lor mai departe, că e o muncă grea, mai ales acum. Programele s-au schimbat școlarii cu mult față de pe când lucram eu. Cerințele sunt mult mai mari acum și alți copii vin, alte generații de copii și profesorii își dedică viața, sănătatea pentru educația tinerii generații, dar s-ar merita să primească un salariu mai bun. Și mesajul dumneavoastră? Mesajul meu... Hai să zicem față de toată lumea, nu doar de profesori. Sperăm că o să vină timpuri mai bune, să nu pierdem nădejdea. Mergem înainte. Viața o să ne arete ce va fi pe viitor. Dacă v-ați întâlni, ați avea ocazia să vă întâlniți cu un demnitar de stat, cu unul dintre cei care ne dirigează viața noastră, ce ați cere? Sau ce sfat i-ați da? Sau cu ce recomandări ați veni față de el ca să ne schimbe cumva viața tuturor celor care locuiesc în Moldova? Ca să vină mai des în mijlocul populației. Să nu vină numai atunci când le trebuie votul nostru. Să vadă cum trăim, ce cerințe avem și să fac ceva bun pentru noi. Să zicem, drumuri s-au făcut. Iată la noi, tot datorită primarului, toate ulicioarele sunt acoperite cu varianta albă. A amenajat fântânele, a făcut ordine la grădinița de copii, la izvorul din sat. Ceva se schimbă. Și tot așa, dacă acei demnitari ar veni să stăie de vorbă cu noi, ei ar vedea unde sunt lacunele pe care ei nu le văd, stând acolo în Parlament și certându-se. Veniți în mijlocul oamenilor simpli, stați de vorbă cu ei, ascultați-i. Doamna Maria, atunci când spuneți că din demnitarii statului, dacă ar veni mai mult în mijlocul satului, acolo unde se poate vorbi cu locuitorii, cu țăranii ăștia munciți și chinuiți de soartă și de viață, credeți că ar fi suficient pentru că au și ei și rude, au și ei și părinți și probabil că cunosc foarte bine care este situația. Totuși mi se pare că este ascuns în altă parte. Dumneavoastră, unde vedeți și ce credeți că ar trebui să facă ei pentru țărani și pentru oamenii năcăjiți, pentru pensionari? Doar să vină în localitate să vorbească, să vadă că sunt năcăjiți? Credeți că ar fi destul ca să vă schimbe cumva viața? Nu e destul. Ar trebui să finanțeze, să ajute oamenii tineri, bărbații tineri care vor să facă o afacere. Iată la noi în Sămășcani sunt doi bărbați tineri care au plantații de aluni. Ei au primit ajutor de la stat și au fac afacere. Dacă am avea mai mulți oameni care lucrează în agricultură, ei ar plăti impozitele. Impozitele astea ar veni în bugetul de stat, ar avea de unde mări și pensiile, dar așa dacă oamenii nu lucrează, în fondul de pensii nu se duc banii, atunci de unde noi putem aștepta mărirea pensiilor? Înseamnă că undeva demnitarii noștri nu acordă atenția necesară oamenilor de la țară care pot deschide unele afaceri. Se poate de deschis și un atelier de croitorie la sat.
se poate de deschis o frizerie, dar cu ce să pornească tânărul acela afacere, dacă nu are ajutor și nu are susținerea statului? Poate cumva să le micșoreze impozitele pe o perioadă de începere, ca ei să aibă de unde, cum lucra. Ați lucrat atâția ani în primărie, cunoașteți multă lume, cunoașteți posibilitățile fiecăruia. Și haideți acum, când sunteți pensionari și când ne plac visele, haideți să visăm că peste noapte vă treziți dumneavoastră cineva mare, care ați putea schimba totuși lucrurile în țară. Visăm. Ce ați face? De unde ați începe dumneavoastră schimbarea aceasta în țară? Mai întâi și întâi, de la agricultori. Fiindcă noi suntem o țară agricolă, aș sponsoriza agricultorii, aș da credite cu un procent mai mic, aș mări salariile profesorilor, medicilor, fiindcă avem nevoie de ei și ei au un salariu mic și de atâta poate că lumea mai vorbește și altele. De ce să vă spun? Mai multă atenție agriculturii aș acorda eu, să nu stea atâtea câmpuri împărăginite. Ele s-ar lucra, s-ar produce producție. Am avea producția noastră, am avea și exporta și am avea așa, livezele sunt lideri care au hectare întregi de livadă, de măr, de prun. Dacă ei ar avea piață de desfacere, unde să-și ducă producția, să o poată realiza, să aibă venit, să aibă cu ce merge în continuare, ar fi altceva, da, așa? Unde ei transportă producția lor? Rămâne în frigidiere și n-au unde o realiza și până la urmă iese și o vând cu copiici, cu un leuț acolo, chiar și acea poamă moldovenească, acele mere moldovenești și noi cumpărăm tot importat, de import. Dar producția noastră unde e? E trimisă în Rusia și călcată, răsturnată și călcată cu tractorul merele noastre? De ce noi, pe piața noastră, nu avem merele noastre? Eu aș cumpăra astăzi mere, dar nu am de unde le cumpăra și dacă sunt, le cumperi cu 15 lei kilogramul. Nu e dirijat bine tot lucrul ăsta. Vreau să vă întreb, dumneavoastră ați spus de copii. Câți copii aveți și sunt plecați în străinătate, da? Am 3 copii. Și dacă eu am iubit foarte mult copiii și lumea, oamenii i-am iubit. I-am educat și pe ei tot așa, să iubească oamenii. Să aducă un aport careva societății, să nu trăiască numai pentru familia lor și numai pentru ei, dar ceva să simtă societatea, că ei există, că fac ceva. Și o fiică a terminat școala de medicină și lucra soră medicală. A terminat foarte bine, era o soră medicală foarte bună. A început să-și facă casă, a căsătorit, a văzut că nu poate reuși prin anii 92-96 și a plecat în Italia cu toată familia. Cealaltă fiică e profesoară la un liceu în Chișinău. Vă spun, tot de atât că eu așa am educat-o, eu așa am îndrumat-o, du-te și lucrează cu oamenii și lucrează profesoară. Celălalt am un băiat, el a terminat tehnicumul, așa, și eu îi spun, zic, Vasilică, ai terminat școala, du-te și-ți fă datoria față de patrie, du-te în armată și după aceea îi deranja undeva la lucru. El îmi spune, mamă, care datorie față de patrie? Eu am trăit la cămin, am plătit, eu am învățat, am plătit,
eu am terminat de lucru, n-am, nimeni nu-mi dă de lucru, știți, așa s-a supărat și a plecat și el în Italia. O duc foarte greu, ei acolo. Nu zic că e ușor, că alții spun că dacă ai copii psihotare, de acum ai și bani și ai și niște mitresâne. Nu e adevărat asta. Ei muncesc foarte mult, legal. Dar au luat bani din bănci și au luat apartamente ca să nu trăiască în chirii și să plătească banii pentru chirii, dar să-i plătească pentru... Ei sunt într-o situație financiară foarte dificilă. Abia le ajunge de pe lună pe lună. Ce pot eu să cer de la ei? Nu pot cere nimic. Fata de care lucrează în Chișinău vine pe la mine. Clar că nu vine cu mâna goală. Ne aduc fel de fel de producte. Ajutorul primim de la ea. Dacă nu ne-ar mai aduce diferite crupe, zahăr și ce mai trebuie, și conserve, și atunci ne-ar veni foarte greu. Foarte greu ne-ar veni să ne descurcăm cu pensia asta. Nu v-ați gândit niciodată sau să regretați că i-ați sugerat fiicei mijlocii să meargă și ea să muncească ca și profesoară, știind că dumneavoastră foarte greu vă descurcați acum la pensie cu pensia care o aveți? Nu regretă fetele mele. Cea din Italia lucrează într-o casă de bătrâni, casă particulară de bătrâni. Și îngrijând de bătrâni, plânge la fiecare bătrân de nevoile lui, de problemele pe care le are. Ea îmi spune, mamă, știi, ne-a adus o bătrână de 90 de ani. Și ea plânge și spune, du-mă acasă, nu mă ține aici. Și când eu lipsesc de la lucru, când are ture și când e liberă și se duce din nou la lucru, spune, dar unde ai fost până acum, că nu te-am văzut? Și ea e fericită că cineva o așteaptă, cineva o stimează, așteaptă ajutorul ei. Asta de la școală, de la liceu. Zice, mamă, eu sunt stimată la lucru, ea are așa o fire pozitivă și câteodată câte o profesoară vine și mă cuprinde și zice, doamna Angela, dar eu dacă vă cuprind, mă împlu de energie și toată ziua lucrez cu energia de la dumneavoastră. Așa că nu regretă fetele mele că au ales așa profesie ca să lucreze cu oamenii. Soțul dumneavoastră câți ani a lucrat ca și profesor? 25. Doar pe tărâmul pedagogic, 25 de ani. Da. Nu ați discutat niciodată că ați fi putut, cum acum mai este criză, doar sunt multe locuri libere, s-ar putea, avem nevoie de profesori. Dacă v-ar fi propus dumneavoastră ca să mergeți la gimnaziu, să predați mai departe matematica, ați fi acceptat? Foarte, fără că să mă gândesc, aș fi acceptat. Aș fi acceptat fără că să mă gândesc. M-aș fi dus, parcă aș zbura. Dar eu, toți anii cât am lucrat la primărie, n-am fost chiar tocmai îndepărtată de obiectul meu. Vineau elevii acasă și făceam lecții adăugătoare la matematică cu elevii. Și eu eram la curent cu programa, dar... Așa a fost să fie, că n-au vrut să, nu zic, n-am avut loc la școală, nu mai erau ore libere ca să-mi dau.